Administrația Bazinală de Apă Argeș-Vedea va realiza până în toamnă hărțile de hazard pentru stabilirea limitelor de inundabilitate pe principalele râuri. Proiectul a debutat acum 2 ani, iar până în prezent au fost realizate hărți de hazard pentru 1800 de kilometri din totalul de 3600. Cunoscând aceste zone, aceste limite de inundabilitate, partea a doua a proiectului va consta în elaborarea unui plan de măsuri pentru reducerea riscului la inundații, în special în zonele locuite. Adică pe toate aceste cursuri de râu care au fost survolate, au fost realizat modelul digital al terenului, au fost realizate aceste limite de inundabilitate, se vor propune diverse acumulări permanente, nepermanente, poldere, diguri, regularizări, pentru a fi scos de sub riscul inundațiilor anumite localități. Hărțile de hazard vor fi predate Consiliului Județean, dar și primăriilor din Argeș. La rândul lor, acestea vor putea elabora planuri de apărare la inundații și, cunoscând zonele de risc, pot lua măsurile care se impun. Pe baza acestor hărți, noi vom da tot sprijinul Consiliilor locale pentru a-și elabora planul de apărare împotriva inundațiilor. Vor ști exact și dânsii care vor fi obiectivele inundabile, și va trebui, în momentul în care vor fi avertizați că e posibil să atingă un anumit nivel pe cursul de râu, să-și ia măsurile care se impun. Sigur că vor trebui să fie organizați și în condițiile acestea probabil că vom scoate de sub efectul inundațiilor o parte din aceste obiective sau, în orice caz, pagubele, ne dorim ca pagubele să fie cât mai mici. În orice caz, important este să nu avem, pierdere de vieți omenești. Hărțile de hazard și risc vor trebui predate Comisiei Europene până la finele anului 2013. Vor fi încărcate electronic pe portal, astfel că pot fi accesate de toate statele membre ale Uniunii.